MF3 aici, așa. Mate fizică, se mai poate intra pe teren în afară de a sări gardul? Această bază sportivă pe care am reabilitat-o acum vreo 3 ani de zile, am făcut-o în mod special să se poată face accesul din exterior. Am avut angajamentul Ministrului Educației de la acea vreme că o să dea o normă, da? O prevedere conform căreia să putem să deschidem baza sportivă pentru publicul larg. Acea prevedere nu avem, iar astăzi este instituție de învățământ, iar Primaria Sector 3, eu, n-am acolo decât atribuții să le amenajez și să le întrețin. În rest, este Consiliul de Administrație al școlii, 1 și 2. Vreau să vă spun o chestiune pe care probabil că o cunoașteți. Suntem plini de reclamații de la toate blocurile din zona de aici, pentru că se face mare gălăgie seara și noaptea. Vă arăt fotografii cu ce găseam acolo dimineața. Munți de sticlă, mizerie și așa mai departe. Eu nu pot impune unei instituții de învățământ care este independentă și autonomă ce să facă cu baza ei sportivă, chiar dacă este amenajată de noi. Și uitați-vă cu atenție, există acces pus de noi în mod special din afara școlii.